Ne apropiem de finalul sezonului de pescuit, dar încercăm să profităm de fiecare zi frumoasă, așa cum a fost cea de ieri, când am filmat primele două emisiuni ale acestei ieșiri. Ne-am bucurat atunci de soare, de 21 de grade, dar astăzi, începând de aseară, vremea n-a mai ținut cu noi. Este, așa cum vedeți în spatele meu, ploaie non-stop și un vânt rece care a scăzut temperatura până undeva la 10-11 grade. Asta în condițiile în care ieri erau 21. Dar, așa cum vă spun de fiecare dată, merită să mergeți la pescuit, să vă bucurați de ceea ce se întâmplă și să vă adaptați la condițiile pe care le aveți. Lucru pe care o să-l facem și noi astăzi, pentru că vremea s-a răcit foarte tare, o să schimbăm. Ieri v-am arătat un pescuit la distanță, v-am arătat monturi cu pop-up sau cu boilies-uri pe care am încercat să le aruncăm aproape de malul de vis-a-vis, acolo unde stau peștii. Astăzi trebuie să ne adaptăm și să încercăm să prindem orice, că altfel dacă stăm și doar ne uităm la apă, ne plictisim și nu asta ne dorim de la pescuit. Și o să trecem la arc năditor, o să trecem la niște nade special concepute pentru apă rece. Și o să vă arătăm două rețete, una a mea, una a lui Mihai. Fiecare și-a ales câteva produse și o să vă prezentăm fiecare cum le preparăm. După care începem pescuitul și sperăm să prindem câțiva carași sau chiar și ciortani, dacă o să avem noroc. Dau drumul la treabă. În mare știți cam tot despre modul în care eu le prepar, dar am să reiau iarăși pas cu pas. Groundbait-ul de această dată, un groundbait cu larve de libelulă, special conceput pentru ape reci, pe care am să-l pun în găleată. În mod normal îl puteți prepara doar cu apă, dar pentru un plus de atracție eu am să pun, și o să vă arăt imediat, și puțin CSL și puțin activator, tot cu un extract de libelule, pentru că, așa cum vă spun de fiecare dată, sunt partide scurte și trebuie să încercăm să aducem peștii cât mai repede lângă cârlig. De câte ori folosiți alcoolul de porumb, CSL-ul, amestecați foarte bine, pentru că o să vedeți că pe fundul sticlei se depun întotdeauna particulele mai grele, drojdia care se lasă de la acest alcool. Acum am muncit eu și pentru Mihai, el o să beneficieze de el și o să fie gata amestecat după ce termin eu de preparat. Pun nu foarte mult, am să pun în aceeași zonă și un pic de extract, pe care și pe acesta îl amestec foarte bine, da? Este activatorul, tot cu larve de libelule. Foarte puțină apă, pentru că vreau întâi să amestec partea lichidă, să se omogenizeze puțin și de-abia după aceea am să încep să amestec și praf. Și de acum încep să amestec și încerc să omogenizez cât mai bine tot ce ați văzut că am pus ca parte lichidă, să ajungă în întreaga masă de praf, să fie cât mai bine dispersată și fiecare bulgăre să conțină și puțin CSL și puțin activator. Cu siguranță o să mai trebuiască apă, dar măcar acum, dacă vedeți, toate particulele au început să prindă o altă culoare, semn că au tras un pic din lichid. Și acum completez cu apă, câte puțin, așa cum am făcut de fiecare dată, până ajung la consistența dorită. Una nu foarte tare, pentru că apa este foarte rece și vreau să se desfacă relativ repede tot acest groundbait de pe arcul năditor. Odată ajuns la consistența pe care mi-o doresc și vă spuneam, chiar sper ca să ajungă la
momeala noastră la pop-up să ajungă și un ciortan, ca să îmi țină puțin mai mult tot acest bulgăre. În el o să pun și câteva pelete. Pelete SR, normal, v-am spus că de acum încolo nici nu o să vă recomand alte pelete. Vor fi pelete de 2 mm, pelete care au rolul de a rămâne ca mici particule lângă praful care se desface din momitor. Ground bait-ul, după cum ați văzut, este unul relativ fin, unul care nu conține foarte multe particule mari, și atunci, în momentul în care ajunge bulgărele pe substrat și începe să se desfacă, vreau ca aceste pelete, uitați, în momentul în care am trimis bulgărele pe substrat și acesta începe să lucreze, din el să se desfacă, să pice bucățele, peletele cu siguranță vor rămâne acolo 5-10 minute până când încep să se topească și fie să le mănânce pești mici, fie stau acolo în încercarea de a atrage pești mai mari. Le-am pus la urmă, vă spun acum de ce, pentru că nu vreau să-mi ia din lichidul pe care l-am pus în ground bait. Nu vreau să se umezească, vreau înmuierea lor să se producă în momentul în care bulgărele au ajuns pe substrat și de-abia de acolo să înceapă să lucreze. Dacă le-aș fi pus la început, s-ar fi înmuiat, ar fi tras apă și mi-ar fi ținut mult mai puțin lângă arcul năditor. Scopul este să rămână acolo pentru a atrage și un pește mai mare. Cam asta este rețeta mea. Ca de fiecare dată, la finalul oricărei intervenții, vă îndemn să mergeți la pescuit, mergeți pe malul apei și faceți ceea ce vă place, mergeți la pescuit și bucurați-vă de natură, de tot ce se întâmplă în jurul noastră. Eu o să-mi iau de pe acum la revedere, am să vă urez fir întins și vă rog să-l urmăriți pe Mihai, care vă va prezenta rețeta lui. Fir întins! O să fac și eu un amestec de nădire. De această dată vom lucra cu un ground bait pentru apă rece special. Eu voi pescui cu un ground bait special pentru apă rece, cu aromă de râme, tot Amix, pe care îl voi aditiva cu un activator pentru apă rece, Ice Activator, tot cu aroma de râme, alături de care voi folosi și un CSL, alcoolul de porumb, se știe că este foarte, foarte bun în perioada rece în special. Peste acesta voi adăuga și niște pelete Robin Red de 2 mm, foarte micuțe, pentru a avea și ceva particule puțin mai mari, deoarece ground bait-ul pentru apă rece este foarte, foarte finuț, are niște particule foarte bine măcinate. Prima dată voi pune peletele la activat pentru 5-10 minute. Cam jumătate din ambalaj. Voi pune peste acestea activatorul. Bineînțeles și CSL-ul pe care vi l-am prezentat mai devreme. Puțină apă, bineînțeles, peste acestea. Le amestec puțin pentru a le umecta foarte bine, însă vreau să le las și vreo 5-10 minute la
la 1 hectare și după aceea vă voi prezenta cum se leagă. După cum vedeți, peletele au ajuns la consistența dorită. Așa am vrut să arate. Sunt foarte bine activate. Le-am umectat cu activator, cu CSL și cu apa din baltă. Acum voi adăuga peste ele ground bite-ul de râme pe care vi l-am prezentat, amixul. Am preferat să fie activate înainte de a introduce ground bite-ul peste ele, deoarece pe apă rece ne interesează să lucreze cât mai repede nada, să fie cât mai atractivă, să fie o atracție suplimentară pe momitor, comparativ cu vara, când apa fiind foarte caldă ajută foarte mult la dispersia uleiurilor esențiale din activator și particulelor din nadă. Acum voi adăuga nada peste acestea. După cum v-am spus, am mixul de râme. Voi adăuga jumătate din acesta. Acum să-l amestecăm bine. Să mai adăugăm puțină apă. După cum vedeți, ground bite-ul este gata pentru a fi pus pe momitor. Îl voi mai lăsa puțin pentru a se umecta foarte bine. Dacă mai necesită, voi mai pune puțină apă, dacă nu, îl voi pune direct pe momitor. Voi atașa un cârlig foarte micuț, un cârlig de 4, alături de un pop-up micuț. Vom lăsa mânturile în apă și să vedem, poate vom reuși să prindem și vreun crap, vreun caras, vreun pește care va fi interesat de nada noastră. Până data viitoare, vă doresc fire întinse și să ne vedem sănătoși pe baltă și oriunde ne întâlnim. Fire întinse!